Vine pe burlac, pe cel care va trebui să facă alegerea corectă. Îl cheamă Ștefan, are 24 de ani, niște ochi incredibili și vine din Brăila. Așa că mai multe vedeți în următoarele imagini. Totul pentru dragoste. It's been 24 hours, I need more hours with you. Salut, eu sunt Ștefan Hamza, am 24 de ani și sunt din Brăila. Am terminat facultatea de inginerie a instalațiilor, deci sunt inginer pe hârtie. Am lucrat un pic în domeniu, însă nu a fost ceea ce a trebuit. După care am deschis un business de haine. Am încercat să mă axez foarte mult să fac niște haine diferite și de calitate. După care am pornit un blog. Am început să scriu tot așa în aceeași direcție de pozitivitate, de cum poți să duci o viață mai bună și mai frumoasă. Și după care am început să fac și un vlog, unde am început să vorbesc despre experiențele pe care le-am trăit eu călătorind. Cred că primul pas ca să intri într-o relație sau ca să fii cu cineva, trebuie să fii bine cu tine. Dacă nu te cunoști pe tine, cum poți să fii cu cineva? Ultima relație am avut-o acum vreo 2 ani. S-a terminat. S-a terminat. Acum mi-am descoperit o pasiune pentru a pune muzică, a fi DJ. Îmi place să fac sport, sală fiecare zi, yoga, meditație, să citesc foarte mult. Îmi place să văd videouri, am mai mulți guru pe care urmăresc de afară și îmi place să urmăresc în mod constant. Să fiu la curent cu toate teoriile pe care le descoperă ei. Dacă mă împiedic de destul de multe ori, nu mai am aceeași tărie să continui lucrul respectiv și cumva pic așa într-o delăsare. Să-ți rămână mereu o chestie acolo în cap, știi? Mereu o să fie așa o chestie, că bă, că trebuia să fac aia până la capăt și mereu o să ai un mic regret. Marele împărat, soarele, a ieșit și el, îi mulțumim. Pot să mă fac plăcut destul de ușor. Am avut destul de multe avantaje în multe cazuri. Inteligența e foarte importantă, adică degeaba ești cu persoană care e frumoasă dacă tu nu ai ce să vorbești. Eu m-am lovit de chestia asta în trecut. Până la urmă e vorba de evoluție și trebuie să fii cu o persoană care poți să evoluezi și cu care poți să crești. Asta e foarte important. Tu me partiste el corazón. Clar, să fie înaltă. Pero mi amor nu ai problema, no, no. Nu m-a interesat foarte mult banii sau ce trecut financiar are sau ceva de genul ăsta. Nici profesia nu mă interesează, nu pun deloc, nu-mi pasă foarte mult de profesie, nu cred că trebuie să ai anumită profesie, cred că trebuie să faci foarte mult ceea ce îți place, deci nu mă interesează meseriile trecutului, inginer, doctor sau avocat sau ce mai sunt altele. Să fie o persoană care e bine cu ea. Per total. Exact ceea ce vreau eu, trebuie să fie și acolo. Să vede că s-a lucrat în interior. E cel mai important lucru. Sunt deschis către orice discuție. Gelozia e doar o decizie. E doar o problemă de înțelegere. Da, este puțin 2 săptămâni pe doamne de îndrăgostit de o persoană, dar trebuie să te fii deschis către orice opțiune și trebuie să accepți că nimic nu ți este în control. Sexy for my love, love's going to leave. Bună! Primul nostru burlac, bine ai venit! Mulțumesc! Bine ai venit. Am rămas un pic șocat pentru cât am fost aclamat. Ștefan, mă bucur tare mult să te cunosc. Ce faci? Fac foarte bine. Excelent. Lumea să nu fie indusă în eroare. Cel care a intrat cu tine este paza ta de corp, care te va urmări și care te va supraveghea 24 de ore din 24. Te rog să iei loc. Fii atent că ai un scaun special de ăsta roșcat. Ăsta e al tău. Ștefan, vreau ca lumea să știe și bine, ei se vor convinge, dar știu că le va lua ceva, pentru că oamenii în principiu sunt cam sceptici. Este un reality show 100% adevărat. Pentru asta vă puteți înscrie. E foarte simplu să testați lucrul acesta. Înscrieți-vă, veniți singuri sau cu iubiții, iubitele și veți vedea, puteți fi protagoniștii acestui show pe bune.
Ce faci? Bine ai venit! Fac excelent, abia așteptam să încep, să vedem cum merg lucrurile. Tu vei fi păzit pentru că se pot întâmpla multe. Te supui unor riscuri, te gândești că vei vrăji cu iubitele unor băieți care vor locui în aceeași casă cu tine. Da. Nu știu ce poate face gelozia din om, dar eu te întreb pe tine. Ești gata să faci față unor provocări, pentru că e greu și cu o femeie, dar aminte cu patru femei. Da, da, sunt foarte pregătit. Eu cred că m-am născut pregătit pentru chestia asta. Dar tu crezi că poți să citești o femeie care te minte? Ah, e puțin primejdioasă chestia asta. Femeile sunt foarte șirete câteodată. Trei fete din cele patru te vor minți că sunt singure. Tu nu vei ști care dintre ele e singură. Și va trebui să o alegi pe cea singură, practic, dacă vrei să câștigi ceva. Dar eu zic că intuiția mea mă va ghida exact cum trebuie și îmi voi da seama imediat care dintre ele vor să mă vrăjească, voi fi cu ochii pe ele. Ștefan, eu sunt foarte curios să ne spui cu ce gânduri o să pășești în casa Totul pentru Dragoste. Primele tale închipuiri, așa, cu ce stări. Deschis către orice. Adică nu încerc să am anumite așteptări, încerc să las totul să decurgă în mod natural. Da, să fie totul natural, să văd exact cum vor decurge lucrurile. Vedem până unde vor merge lucrurile, că nu știu ce ești tu în stare să faci ca să testezi fetele, deci mi-este și teamă. Am o mică strategie acolo. Nu mi-o spune acum, de fapt și trebuie să mi-o spui mie, vreau să o arăți acolo. Dar vom cunoaște cele patru pretendente, din care trei au iubiți, da? Deci cele patru fete care vor râvni la inima ta ca să câștige premiul cel mare, le vom cunoaște imediat după publicitate.